Probleme cu legea are și finul Elenei Udrea, Adrian Gurzău, care a intrat în vizorul Direcției Naționale Anticorupție. Deputatul PMP este acuzat de trafic de influență, iar procurorii au cerut aviz pentru reținerea și arestarea sa preventivă. Politicianul este cercetat după ce firma sa ar fi primit un contract preferențial de la Carpatica Asigurări. Adrian Gurzău este un apropiat al Elenei Udrea, care în luna martie i-a nășit copilul. La biserica din localitatea Florești, din apropiere de Cluj-Napoca, a ajuns atunci chiar și fostul președinte Traian Băsescu. După ce a fost audiat azi noapte aici la Direcția Națională Anticorupție, Adrian Gurzău a aflat astăzi că anchetatorii cer aviz pentru reținerea și arestarea sa preventivă. Deputatul este acuzat de trafic de influență într-un dosar în care au fost reținute deja alte 3 persoane. În ordonanța întocmită de procurori a reieșit că infracțiunea aceasta este legată de fapte privind influența exercitată de Adrian Gurzău asupra unor persoane din conducerea Consiliului ASF, astfel încât să fie urgentată procedura de avizare a Angelei Tonchescu, în funcția de președinte a unei societăți de asigurări, și de asemenea pentru ca acesta să facă demersuri, astfel încât societatea de asigurări să nu intre în insolvență, așa cum se recomandase de către Direcția de Supraveghere a ASF. Totodată, Adrian Gurzău este acuzat de faptul că firma sa a încheiat un contract avantajos în condiții ilegale cu Carpatica Asigurări, în detrimentul firmei de asigurări. În schimbul traficării influenței de către deputat, a fost încheiat un contract păgubos pentru societatea de asigurări și convenabil pentru firma controlată de deputat. În sensul în care firma deputatului urma să obțină pe o perioadă de 5 ani suma de 270.000 de euro de la societatea de asigurări favorizată. Ieri au fost audieri pe bandă rulantă, în acest caz la finalul cărora 3 persoane au fost reținute, printre care Angela Tonchescu, președinte la data respectivă al Carpatica Asigurări, dar și Dan Hosu, om de afaceri și soțul fostei adjuncte de la DIICOT. În același dosar s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a altor 3 persoane. Este vorba de Angela Tonchescu, care este președinta societății de asigurări, și a altor 2 persoane, dintre care un om de afaceri. În sarcina acestor persoane s-au reținut infracțiuni de trafic de influență, de complicitate la trafic de influență, accesarea ilegală a unui sistem informatic sub forma autoratului sau a instigării și, de asemenea, infracțiunea de folosire de informații care nu sunt destinate publicității sub forma autoratului sau a complicității. Tot în acest caz au fost audiați vicepreședintele ASF Mircea Ursache, precum și directorul general al Fondului de Garantare a Asiguraților, Cristian Roșu.